Începe? Da? Ok. Bună ziua tuturor! Mie îmi spune Grigore Gras, sunt asistent universitar și astăzi sunt împreună cu colega mea, Alina Bologan. Vom vorbi un pic despre depresie și prevenirea suicidului. M-am gândit un pic cam cum ar fi mai corect să ofer între vreo jumătate de oră informații privind depresia pentru publicul larg mai mult decât pentru specialiști înguști. De ce să-mi fie scuzat prezentarea în sensul științific, că o să fie poate un pic mai puțin sau un pic prea simplist pentru unii, dar eu sper că pentru publicul larg va fi suficient de clar. Deci vorbim despre depresie. Ce credeți că este depresia? Care ar fi variantele? Unii spun că e o boală de sănătate mentală. Unii spun că nu este o boală, în genere, sunt și așa persoane, că pur și simplu oamenii sunt triști sau nu fac față la vreun stres, stresul trece, trece depresia. Ori unde ar fi adevărul? Depresia totuși este o boală, da? Care durează cel puțin 2 săptămâni, cu 5 sau mai multe dintre următoarele simptome, stare de spirit depresivă, în popor se zice tristeță, mai simplu, anhedonie, adică lipsa plăcerii, insomnie sau hipersomnie, deci oamenii dorm mai mult sau mai puțin decât de obicei sau în mod normal, modificarea apetitului, fie în sensul mănâncă mai mult, fie mănâncă mai puțin decât de obicei, sau modificarea greutății, inhibiție, agitație psihomotorie, energie scăzută, concentrare slabă, gânduri de lipsă de valoare sau vinovăție, gânduri recurente despre moarte sau sinucidere, cel puțin unul dintre simptome trebuie să fie starea de tristețe sau lipsa de plăcere. Asta este o definiție, sunt diferite definiții la starea dată și mai este una care o puteți găsi în protocolul clinic național pe depresie și sună cam așa. Depresia implică o serie largă de probleme de sănătate mentală caracterizate prin lipsa unui fundal afectiv pozitiv. Și în paranteză, pierderea interesului și a plăcerii de la activități și experiențe obișnuite, ori anterior plăcute. Dispoziție proastă, un spectru de probleme emoționale, cognitive, fizice, comportamentale, asociate. Diagnosticul dat se bazează atât pe severitate, cât și pe persistența simptomilor, precum și pe nivelul deteriorării de ordin funcțional și social. Adică dacă omul dat are această boală, vor fi afectate diferite sfere de viață. Un om simplu, cu depresie, va fi depresiv și la lucru, și acasă, în interacțiune socială, cu prietenii, dacă are, etc., etc., etc. Atunci când se încearcă a sistematiza depresia, nici asta a fi luat în considerare așa aspecte ca etiologie, adică cum credem noi de unde apare boala asta, durata, etapa bolii, istoricul tratamentului dacă a fost anterior. Actualmente este utilizat termenul de episod depresiv, pentru că depresia definește o singură boală, iar tabloul clinic se manifestă pentru șiri de semne clinice. Aici, slide-ul ăsta e cu tentă de spiritură, lucru care se întâmplă foarte des în mass media, gen că avem foarte multă depresie, că mai că fiecare a doilea are depresie. Fac și eu treaba asta, că cred că e la modă. Da? Deci, șansa o să ai boală între 14 și 21%, în dependență de statistici. Prevalența la femei de 2 ori mai înaltă, mai frecvent debutează la 30 de ani, durata medie a unui episod circa 3 luni, după jumătate de an 63% dintre depresivi se recuperează, după un an 76%. Și totuși, ultimul punct, recurența totuși este foarte înaltă. Șansa că după tratament timp de 2 ani să reapară este mai mare de 40%. Iar dacă totuși apare al doilea episod, șansa ca să mai apară încă un episod pe parcursul următorilor 5 ani e 3-3. Adică se creează impresia că boala asta parcă se tratează, dar parcă nu. Orică e cronică, așa cum se teme unei oameni. Ajungi la psihiatru, gata, pune crucea pe viață.
Termenul depresie poate fi folosit în mai multe moduri, ceea ce poate fi confuz. Unii, când spun depresie, au în vedere o stare de dispoziție, da? Ce semnifică, de exemplu, tristețe, disperare, anxietate, gol, descurajare, deznădejde, sau că nu ai sentimente, sau că începi să plângi mai des, da? Dar aceste simptome, aceste stări, da, descrise aici, pot fi la omul sănătos. În special când sunt explicabile, sunt legate de un factor, să spunem, traumatic. Deci, ai pierdut pe cineva, ajungi să ai tristețe, dar nu numai decât depresie. Da? Ai pierdut un lucru, te-ai despărțit, ai divorțat, etc., etc. Sunt stări neplăcute, care vor fi legate de o reacție sănătoasă. Deci, un om sănătos, la durere, reacționează inclusiv și cu tristețe, anxietate, uneori disperare, resimt, etc. Poate fi ca un sindrom și însăși ca boală. Și totuși, ce este depresie? Cu partea, să spunem așa, mai biologică, ce se întâmplă în creier. Pentru că știința spune că bolile astea psihice sunt legate de creieraș. Ceva se întâmplă în creieraș. Cele mai simpliste teorii, poate sau omul obișnuit care poate a mai căutat ce înseamnă depresie, a găsit serotonina. Serotonina puțină în anumite zone a creierului, care va conduce clinic la depresie. Mai este și teoria cu stresul, în afară de serotonină scăzută la nivelul creierașului în diferite zone, avem în sânge tot felul de hormoni de stres. De obicei sunt legate nu atât de tristețe, cât de anxietate, deci neliniște fără motiv. Tot amalgamul ăsta de schimbări în creieraș, nu? Vor explica cum ajutăm pacientul care are depresie. Deci cei care nu cred că este o boală, cel mai probabil, da, încurcă reacția sănătoasă la o situație traumatică, care se întâmplă la oricare om, da, și o stare patologică care are criterii. Așa, criteriile cred că sunt mai încolo. Deci, când un medic ar trebui să se gândească, da? Când, de exemplu, observă dispoziția deprimată, pierderea interesului sau plăcerii în majoritatea sau în toate activitățile pe care le are timp de 24 de ore. Sentimentul de neputință sau de deznădejde. Iritabilitate și anxietate, precum am spus mai înainte, oamenii ajung să aibă o reacție, spunem așa, ca la stres, da? Și atunci unii devin iritabili, anxioși. Ruminație obsesivă, adică repetă gânduri, le repetă și le repetă fără a fi foarte productiv cu treaba asta. Preocupare excesivă cu privire la sănătatea fizică. Plângeri de durere, de exemplu, dureri de cap sau dureri abdominale, în special dacă sunt recurente, adică se repetă și se repetă. Prezența factorilor de risc, cum ar fi antecedente familiale de depresie majoră și evenimente de viață stresante. Deci s-a observat iarăși statistic că dacă cineva din familie e bolnav, cel mai probabil descendenții tot au o șansă mai mare, ca în populația generală unde nu este asta, să aibă depresie. Screening-ul. Dacă vom ridica iarăși protocolul clinic național, vom vedea că datoria de a depista cât mai activ și cât mai devreme este a medicului de familie. Screening-ul presupune a face ceva ca să găsești înainte ca să fie prea târziu, ca și cum. Da? Ceva de genul. Ca să inițiem ajutorul persoanei înainte ca severitatea să fie foarte înaltă. Și avem, de exemplu, un protocol dat, așa zisul chestionar pacientului sănătos, care presupune o serie de întrebări destul de simplute.
fiecare din care pot fi răspunse cu lipsește câteva zile, mai mult de jumătate din zile, aproape în fiecare zi. Având un punctaj fiecare răspuns și în final îi se oferă interpretarea, deci în dependență de sumă, de la lipsa depresiei până la severă. Acest chestionar poate fi efectuat de însăși persoane, nu este numai decât necesar un specialist, dar ce se face cu scorul ăsta mai departe, da? Ține de medic deja, de obicei, cel puțin. Și ziceam că totuși este o boală și are criterii. Deci, din păcate, comparativ cu alte boli, până acum încă nu avem analize care să spună, uite, ai dat sângele și precis să ai depresie pentru că. Da? Deci nu se întâmplă așa. Pentru asta oamenii de știință au ieșit cu anumite criterii care dacă se întrunesc, atunci ai boală. Nu se întrunesc, nu ai boală dat. Deci majoritatea din ele țin de ceea ce se întâmplă cel puțin 2 săptămâni din momentul adresării. Deci în momentul în care pacientul își pune întrebarea am sau nu, sau semnele dinainte care am vorbit, da? Se poate de răspuns la întrebări. Dacă este sau nu dispoziție depresivă, insomnie, hipersomnie, etc., etc., criteriile date puteți să le găsiți, sunt criterii din clasificarea 5-a din tulburările mentale, DSM-5. Dacă se întrunesc toate criteriile și la nivel de PHQ-9, la chestionarul ăla, avem o cifră destul de înaltă, atunci mergi la medic. Dacă o faci singur acasă, să spunem, da? Omul simplu vrea să afle, am eu depresie sau nu, ar putea încerca să fac treaba asta înainte ca să duc la medic singur. Nu este numai decât, chiar însăși starea de tristeță și greu face față lucrurilor de zi cu zi, este suficientă să mergi la medic. Nu este necesar să faci tot treaba asta online sau, mă rog, singur acasă. Ce opțiuni avem? Da? Ce putem face cu treaba asta? Deci, pe prim plan, este psihoterapie. Este o interacțiune dintre un specialist instruit și pacientul cu depresie. Nu este pur și simplu un psiholog. Da? Deci, este un om care este instruit, știe cum să ajute. Cele mai simple intervenții, le poate de altfel să le facă chiar medicul de familie. De exemplu, aveți în paranteză specificată educarea pacientului, structurarea zilei, programarea activităților, biblioterapie, activitatea fizică. Ceea ce spun eu la studenți când facem seminare, că cel mai simplu sfat, cel mai ieftin, cel mai accesibil, este mișcarea. Da? Nu degeaba în popor se spune mișcarea este viață. Pentru că în momentul mișcării, la nivel de creieraș, se eliberează anumiți neuromediatori care vor oferi plăcere. Și plăcerea dată este ieftină și accesibilă. Nu-i numai decât să mergi la sala de forță sau ceva de genul. O plimbare prin parc, cel puțin. Da? Așa. A doilea nivel, în special dacă depresia este de nivel moderat și în sus, da? vor fi medicamentele sau antidepresivele. Cel mai des utilizat va fi inhibitorul selectiv de recaptare a serotoninei. Dacă țineți minte, vorbeam de partea biologică, ce se întâmplă în creieraș, am spus că serotonina e puțină. Medicamentele date vor face tot posibil ca nivelul dat să crească. Da? Și o să apară starea de bine. Altă opțiune, ceea ce fac unii, negarea bolii. Las că sunt alții mai gravi, ei și ce dacă am pierdut lucru, alții n-au picioare săraci, etc., etc., asta nu ajută. Deci negarea bolii nu are cum să ducă la ieșirea din depresie. Mai este un moment ce ține de medicamente, pentru că ca profesie nu sunt doar psihiatru. Una din întrebările care apar
De exemplu, la studenți este... Păi nu apare dependență? Adică dacă omul cu depresie are o serotonină scăzută și pentru aia îi trebuie medicament. Dacă îi scot medicamentul, iarăși o să fie puțită serotonină. Cum scap de ele? Și eu le spun așa. Depresiile sunt diferite, într-adevăr. Unele mai rezistente la tratament. Dar să luăm varianta average, medie, da? Că se tratează. Presupun că înțelegeți. Nivelul ăla de serotonină în creieraș depinde de o anumită funcționare a subiectului. Deci el era sănătos până la un moment, nu? Deci avea suficient. Apare întrebarea, dar ce s-a întâmplat că nu mai e suficient? Tipic sunt anumite decizii, anumite circumstanțe de viață, care devin cronice. De exemplu, un mediu toxic. Părinți rude la lucru, oameni care devalorizează în fiecare zi. Îți spun că ești prost, că nu te pricepi, că ești un lenos, etc., etc., în fiecare zi. Să ne închipăm că omul dat ajunge la psihiatru, ia pastiluța, stă mai bine. Mediul s-a schimbat? Nu. Nu se schimbă mediul la asta, nu? O să bei multe pastile și nu se schimbă mediul. Ce se va întâmpla când va fi luată pastila? După jumătate de an, nu știu, un an de tratament, totul va reveni înapoi. De ce? Mediul nu s-a schimbat. Da? Unica șansă, într-un fel, cel puțin în capul meu, este ca persoana să devină mai adultă, mai puternică, psihologic vorbind, ca să poată face față factorilor stresori, pentru că toți trăim în stres. Este imposibil să nu trăiești fără stres. Da? Și fiindcă tema era despre prevenție, să știți că studii ce țin de prevenția depresiei sunt puțintele. De obicei, ele vorbesc mai mult de prevenția recăderii. Deci ai avut depresie, care sunt acele acțiuni care ar putea preveni recăderea. Și aveți pe slide terapie mindfulness, intervenții psihosociale, de exemplu, vizita la domiciliu. Unii scriu despre medicamente, toate aceste studii, rezultatul este foarte, foarte slab. Și presupun că, din exemplu care am dat mai anterior, este clar de ce. Sau nu? Dacă nu se schimbă mediul, tu nu devii mai adult ca să faci față stresului, păi poate să sune domnul doctor măcar în fiecare zi. Și să spună că nu, că ești bravo. Nu e suficient. Cum facem totuși să nu avem? Asta e invenția mea, dacă ceva. Nu am date științifice pentru acest slide. Limite. Am eu o treabă care o fac câteodată cu unii clienți. Eu întreb, dar ce este viață? Ce numim noi viață? De la biologie. Și cel mai elementar, da, cel mai mic element care noi numim viață este celula. Nu știu dacă mai țineți minte, pantofiorul ăla, da? Sau cum se chema? Da, protozori, etc. Da, da, etc. Da? De ce numim noi chestia aia viață? Pentru că există cevaul care noi zicem că e interior și viață și există în jurul acestui ceva neviață. Delimitarea are loc prin membrană. Există anumite procese înăuntru care fac așa ca această viață să se reproducă și să se mențină în timp. Asta înseamnă că va lua ceva câte un pic din afară, va prelucra și ce nu place de afară. Și treaba asta are loc doar datorită membranei, adică barierei. Bariera dată are rolul de a permite sau nu, da? Anumitor chestii să intre și să iasă. Și eu le spun la clienții mei așa, dacă nu ai grijă
ce pui în gură, fie lichid, etc., și nu ai grijă ce pui în cap în sensul informației, șansa ca să ai probleme este foarte mare. Și în secolul 21, când limitele sunt foarte șterse, când este foarte neclar ce e corect și nu e corect, când ce e normal și ce nu e normal, ce e patologic, este foarte ușor să te îmbolnăvești. Privind știri, privind YouTube, da? Nefiltrat, crezând că poți face față. Și viața arată că nu poți. Că oamenii se infectează, da? Bariera este distrusă și ajung la probleme psihice. Pentru ca să faci limitele alea bune, de obicei, în mod normal, erau părinții. Calitatea acestora se pune la îndoială, da? De-aia avem specialiști, așa zis și psihoterapeuți, care ar trebui să fie sănătoși ca să poată oferi sănătate și construcția acelor bariere. Da? Când omul înțelege cine sunt eu, ce este al meu, ce este despre mine și ce nu este despre mine, ce nu sunt eu și nu este al meu. Da? Dacă crezi că ești deștept, câți oameni în jur nu ți-ar spune că ești prost, nu vei avea nicio problemă, doar vei râde. Dar dacă înăuntru este deja ideea, de obicei adusă de, din păcate, unii părinți sau educatori sau profesori, că ești prost, că nu te pricepi, că n-ai să ajungi nicăieri, în momentul apariției în adulție acestor idei în mediu, tu te alipești. Și este doar un pas, doi și gata, ia că-i boala. Ți-o faci cu mâna ta. Ce încă putea face ca să prevenim? Să ne transformăm, da? Deci aia era ideea cu futurașul. Deci, dacă eu țin minte corect, în momentul când se face pupa aia, e o mizerie acolo înăuntru. Nimeni, nu-i foarte clar ce se întâmplă. Deci tot ce ai fost până la pupă, da? Parcă clar, umida aia, da? Cu limite cât de cât, etc., totul se dizolvă și se reconstruiește. Și asta e dureros. Deci nu tot omul poate să crească. În sens că, teoretic vorbind, poate. Dar nu tot omul vrea. Pentru că suntem creați în așa fel încât să căutăm plăcere și să fugim de durere. Iar a fi adult nu despre plăcere doar. Și ultimul punct care este protector, pentru asta am un studiu, apropo, pentru ultimul punct, dar nu doar depresie, în genere sănătatea mentală, este conectarea. Suntem ființe sociale, noi avem nevoie de alți oameni. Dar dacă ai limite proaste, dacă nu știi cine ești, conectarea o să fie de o proastă calitate. Este foarte des când oamenii nu știu cine sunt, se conectează la ce vrei, numai să nu fie singuri, da? Și ajung să fie, de fapt, singuri, fiind conectați ca și cum. Familii întregi, birouri cu oameni plini, da? Și fiecare stă în găoacea lui, nimeni nu știe pe nimeni. Da? Steril. Deci o conectare adecvată este protectoare, atât pentru depresie, cât și pentru subiectul următor. Adică suicidul. Ce ar putea ajuta încă? Să faceți oglindă. Va fi protector dacă veți fi sincer cu sine. Așa cum este. Adică cine sunt eu? Da? Ce pot, ce nu pot? Acest bun? Ce vreau, dar ce nu vreau? Sunt întrebări simple la care oamenii mint zi de zi. Da? Ce tipic ulterior are repercusiuni. Da? Pentru că dacă te prefaci că e ok, mai devreme sau mai târziu, realitatea îți va arăta că te prefaci doar. Nu este ok. Ce trăiești și cum te percepi.
Și mai este o iluzie, din păcate. Oamenii confundă ce eu aș dori să fiu cu cine sunt. Dar vorbesc despre sine în maniera ce aș dori să fiu. Deci eu vreau să fiu deștept, dar nu fac nimic pentru asta, dar spun la toți că sunt deștept. Evident că orice contact cu realitatea, când eu trebuie să fac față și nu fac, este dureros. Așa omul ajunge să nu contacteze. Da? De ce? Că adevărul doare. Și ajunge să fie singur. Și ajunge ulterior în depresie, de exemplu. Da? Ca variantă, da? De explicație cum asta are loc. Așa. Mai departe, cred că o să-i dau cuvântul colegii mele. Să vorbim despre unul din criteriile care este la depresie, ideația și tentativa de suicid. Bună ziua tuturor! Sper să mă auziți bine. Avem rezervat sesiunea pentru întrebări și răspunsuri la final, da? Dacă au apărut careva întrebări la colegul meu, Grigorie, vă le notați și revenim la ele. Am vrea să plecați de aici cu un set de răspunsuri, cu un set de clarități, referitor la un subiect atât de sensibil, așa cum este depresia și, desigur, suicidul, dar vom pune accent cum putem preveni, da? Și cum putea ajuta o persoană care se află în dificultate. Înainte de a aborda acest subiect, voi începe cu definirea termenilor, fiindcă noi, ca specialiști, de foarte multe ori ne confruntăm cu situația că pacientul vine, ne spune niște termeni, dar, de fapt, când ce înseamnă depresie, ce înseamnă anxietate, vine cu niște răspunsuri care, de multe ori, nu corespund cu realitatea, da? Suicidul este autovătămare intenționată și, de fapt, scopul de bază este de a muri. Avem ideația suicidară atunci când persoana doar gândește că ar vrea să moară într-o situație dificilă în care se află la moment și nemijlocit tentativa suicidară când persoana deja încearcă prin diferite mijloace ca să își pună în acțiune acele gânduri și planuri suicidale care și le-au notat. Comiterea suicidului, deja persoana moare în urma unui suicid și familia și prietenii continuă să trăiască și sunt supraviețuitori. Și de multe ori o persoană care comite suicid, cumva focusarea specialistului este doar pe pacient, dar este neglijată familia. Și de multe ori familia are nevoie de consiliere și noi, ca specialiști din sănătate mentală, trebuie să fim aproape de familie, cu un set de tehnici simple, da, pentru a putea depăși această perioadă dificilă. Amenințarea cu suicidul, da, începutul intenției de a-și lua viața, autovătămare intenționată. Ce vreau să spun despre autovătămare, îl mai găsim ca termen self-harm, tot mai frecvent întâlnit în rândul adolescenților și cu precădere în rândul adolescenților care suferă de tulburare de personalitate și specialiștii din sănătate mentală știu că vorbesc despre borderline. Comiterea suicidului, moartea în urma suicidului și nemijlocit supraviețuitorii suicidului sunt membrii familiei. Așa. Dacă vorbim de impactul global al suicidului, unele date de literatură spun că anual în jur de 700.000 de oameni decedează prin suicid. Alte surse ne indică cifra până la 1 milion. Și de multe ori noi vorbim, când vorbim, 1 milion, noi fiind 7 miliarde, cumva sunt niște cifre. Dacă eu v-aș spune că în fiecare an dispare de pe glob un oraș ca Chișinău, care pacienții decedează nemijlocit prin suicid, cumva avem altfel, da? Ne raportăm la problema care o avem. Datele arată, de fapt, că băieții au o rată mai mare de suicid, da, săvârșit. Totuși, în rândul femeilor, se raportează mai des ideația suicidară și tentativele de suicid. La fel, literatura de specialitate ne indică că femeile aleg cumva modalitățile mai puțin agresive, da, fie prin ingerare de pastile. Bărbații, de obicei, merg pe modalități destul de agresive, da, împușcarea prin armă de foc sau defenestrarea de la înălțimi.
Sunt ultimele date statistice din 2021, la moment ceva mai actual noi nu avem, da? Și observăm, nu pot să vă arăt cu pointerul că nu îl absorbe ecranul, da? Anual avem cam în jur de 500 de persoane, da? De exemplu, 2017, pare-mi că erau 503 persoane, cifra nu variază atât de semnificativ. Rata de suicid în rândul persoanelor din mediul rural este mult mai ridicat și observăm, conform diagramei, 98, da, din totalul de suiciduri care au avut loc în 2021, au fost în rândul persoanelor 65 de ani plus. Da, și de fapt, dacă să ne gândim 65 de ani plus, sunt părinții noștri, la unii poate sunt bunei noștri, cu o serie de factori de risc, da, sunt bătrâni care au rămas singuri, copiii departe, sunt bătrâni care au o serie de comorbidități somatice, aflați în deficiență financiară, da, fără niciun suport și ei, pentru situația în care se află, văd ca unica soluție sau unica șansă suicidul. Care sunt cele mai frecvente motive, da? Și vorbim doar despre suicidul realizat, finisat, nu despre tentative. Da? Dacă vorbim de 2019, vedem că 116 cazuri au fost motivele familiale. Violența, certurile, neînțelegerea, cu părere de rău, în anul 2023, la noi este considerată violența domestică un fenomen normal. Se mai întâmplă, stimat bărbatul, cred că tu ai fost vinovată, da? Și, dar rămâne unul din motivele de top, da? În 2019, 376 de cazuri, la fel domină violența domestică. Desigur, nu putem identifica un singur factor sau un singur element al suicidului, da? De obicei sunt o multitudine de factori care vor duce persoana să recurgă la acest gest. Avem lista întreagă de factori biologici și de fapt când vorbim de factori biologici, ei sunt cei mai proximali, ei sunt cei care vor determina persoana să dezvolte o anumită patologie de sănătate mentală, dar desigur, chiar dacă noi avem un bagaj genetic bun, da, nu avem antecedente în rudele noastre cu o problemă de sănătate mentală, dar suntem expuși la un mediu toxic, suntem expuși violenței, suntem expuși abuzului, intrăm în grupul de risc să dezvoltăm o anumită problemă de sănătate mentală. Din lista factorilor de risc, cei mai frecvenți, da, vedeți, izolarea, violența, stresul economic, da, un recent caz de pierdere, desigur, dependența de alcool, droguri sau jocul de noroc, lipsa unui sentiment al propriei culturi, identități, da? Și în primul rând, și o vedeți aici cu altă culoare, un pacient care știm că în antecedente au fost o tentativă de suicid, este în grupul de risc major, este un pacient care trebuie monitorizat și conform OMS-ului, monitorizarea corectă este timp de 2 ani de zile. Da? Dacă la prima etapă după tentativă de suicid este zilnic, apoi săptămânal, apoi bilunar, apoi trimestrial, durata de monitorizare de un specialist din sănătate mentală este de 2 ani. Alți factori de risc, da? Hărțuirea și abuzul sexual, perioade de depresie timp îndelungat și colegii mei psihiatri nu o să-mi dea voie să mint când am să spun că pacienții cu depresie care ajung în biroul nostru sunt pacienți care suferă de ani de zile, care au încercat foarte multe alternative. Eu personal nu am o experiență atât de mare, dar n-am avut până acum un pacient care spună 2 săptămâni, da, această perioadă 2 săptămâni, de obicei 7 luni, 8 luni, se adresează când simt pierderi, pierd jobul, pierd familiile, da? Sau când ajung să meargă în consum pentru a-și îneca durerea și amarul. Un alt factor, când nu ești acceptat de prieteni, familie, da? Cultura sau religia. De asemenea, avem o serie de factori declanșatori sau situaționali. De multe ori, în momentul când persoana trece prin pierderea unei relații importante, deces, diagnostic de o boală gravă, da, poate comite o tentativă de suicid și societatea să-l eticheteze sau să-l catalogheze ca o persoană care este slabă și nu a putut să ducă crucea vieții care o are, da? Sau ca o persoană care reactiv, pur și simplu l-a vrut să tragă atenția, da? Dar de fapt, tentativele de suicid
nu sunt, de, cum le spunem noi de multe ori, poate, mai ales populația generală, ca de a atrage atenția. De fapt, tentativa de suicid este un strigăt de ajutor. Și în spatele unei tentative de suicid stă foarte multă suferință. Așa, dificultatea de a relaționa, probleme de comunicare, dar lista este destul de, de mare. Cum noi putem să înțelegem dacă o persoană este în deznădejde sau disperare extremă? Este acea persoană care își pune întrebări, ce rost are să trăiești? Da? Viitorul este întunecos, nu mai văd eu lumina din capul tunelului, viața mea de fapt nu are nicio valoare, da? Nu mai am nicio speranță la o viață. Și dacă noi avem membri ai familiei, colegi, suntem toți actori comunitari importanți în oferirea suportului, da, persoanelor dragi, ne ciocnim sau pacientul nostru că expune asemenea frază, trebuie să aprindă acel beculeț, oare ce probleme are această persoană că a ajuns, da, să-mi spună în biroul meu că nu mai are rost să trăiască. Care sunt semnele de avertizare privind suicidul? Și de fapt aceste semne de avertizare sunt pentru toți membrii comunității noastre. Fiindcă datele de specialitate spun că o persoană care a comis suicidul o lună înainte de săvârșirea faptei a fost în vizorul unui specialist. Fie medic de familie, fie medic neurolog, fie un alt specialist, oamenii dau semne de avertizare. Da? Uneori ele pot fi foarte fine, foarte sensibile și noi, necunoscându-le, să le trecem cu vederea. Un semn al comportamentului cu riscul de autovătămare și suicid este retragerea. Da? Noi știm o persoană care era veselă, comunicabilă, care în weekend își petrecea timp frumos cu familia, treptat se retrage, nu mai răspunde la telefon, permanent aduce tot felul de scuze, nu vrea să vorbească și observăm momentul ăsta destul de bine la persoană, da? Observăm că devine destul de nervoasă, speriată, îngrijorată. Uneori persoanele sunt irascibile, poate chiar și agresive, da? Sau din contra, excesiv de tăcută poate să fie. Da? Vom observa o schimbare în obiceiurile alimentare, fie mănâncă mai mult decât de obicei, fie mănâncă mai puțin, este foarte individual. Cineva va dormi mai mult decât de obicei, cineva nu va dormi deloc și va avea insomnii. Da? Vom observa că nu participă în activitățile de serviciu, școală, da? Și se retrag din viața socială. Când vorbim de un comportament neobișnuit, de exemplu, persoana tânără, 50-60 de ani, da, deja își pregătește testamentul, da, își spune, uitați-vă, casa rămâne la copilul acela, mașina la acela, noi trebuie să ne gândim, oare de ce? Da? Omul are timp să-și trăiască viața, dar deja cumva schițează un testament. Când observăm că persoana începe să scrie scrisori către cei dragi, da, să ai grijă de tine că nu vom mai fi alături, sau de multe ori o femeie poate să spună să ai grijă de copiii noștri, da, să te asiguri că ei merg la școală, universitate, de fapt sunt niște semne, da, sau niște clopoței care deja sună și noi trebuie să intervenim. Așa. Sau ca exemplu aici este dat pentru dumneavoastră, persoana cumpără o sticlă de pesticide, da, și o ține lângă pat, da, sau a cumpărat frânghii sau niște mijloace care au putea comite suicidul. Semnele de avertizare, poate fi devine obsedat de moarte, caută să obțină lucruri care ar putea fi folosite pentru a se autovătăma, da? Vorbește despre dorința de a muri, sentimente de lipsa valorii, da? De vinovăție, că eu sunt pentru voi o povară, da? De multe ori noi ne întâlnim cu pacienții mai în vârstă, spun că am devenit o povară pentru familia mea, pentru copiii mei. Devine tot mai izolat, mai retras, da? Nu poate sau nu dorește să facă față problemelor pe care le are și, nu în ultimul rând, dăruiește obiecte care îi aparțin. Poți să înceapă dărui hainele, da? Haine bune. Poți să înceapă dărui bijuteriile, da? Pur și simplu scoate, a venit nepoți sau cineva și scoate de la, da? Și începe a dărui lucruri care, de fapt, au o valoare pentru persoană, dar el cumva începe să se despartă de ele.
Sunt niște propoziții aici, care noi le catalogăm ca semne verbale ale riscului de autovătămare, da? Și vedeți, viața nu merită trăită, viața nu are nicio valoare, ce rost mai are să trăiesc, da? Sau când vorbești că nu există viitor și speranță în situația care s-a pomenit, de genul niciodată nu va fi mai bine, nu există niciun viitor, nu văd ca situația să se îmbunătățească. Sau totodată spune că este acea povară pentru familie, voi veți fi fericiți dacă eu voi muri. Și în ultimul rând, pacientul, persoana care se află în dificultate vorbește repetat despre moarte. E mai bine să mor, m-am săturat deja de așa o viață. Aici, cumva, este tabloul, da, unei persoane care este cu risc foarte înalt de suicid. Da? Și dacă vedem, este o persoană depresivă, cu vârsta de 70 de ani și peste, o persoană care este solitară, care nu are rețea de suport, genul masculin, desigur cu posibilități financiare la limită, cu stare de sănătate precară, poate fi fie o patologie somatică, fie o patologie psihiatrică, face abuz de alcool, sedative sau somnifere. Da? Desigur, dacă are acces la mijloace, dacă lasă o scrisoare de adio, dacă donează lucrurile și, în ultimul rând, tentativele anterioare de suicid. Dacă persoana are un plan concret de comiterea suicidului și, de obicei, în planul, când persoana face acest plan, el știe foarte bine când va comite, cum va comite, dar și unde. Fie se stabilește că va comite suicidul de ziua ei de naștere, da? Și adună pastile, ca în momentul când vine ziua ei de naștere, să ingereze aceste pastile, să asigure, de exemplu, că nu este acasă nimeni, da, și poate să-și îndeplinească planul. Spuneam că actorii comunitari sunt cheia succesului în prevenirea suicidului, da? Când vorbim de actorii comunitari, suntem toți noi. Fie că activăm în centrele comunitare de sănătate mentală, fie că activăm în cadrul spitalelor de psihiatrie, în calitate de medic, asistent medical, fie că suntem medic de familie, în asistența medicală primară, apeleuri, asistent social, da? Poliție, profesor, preot, toți acești actori comunitari trebuie să cunoască acele semne de avertisment și să cunoască și să le identifice. Și în momentul în care identifică, se refere persoana către specialiști. Unde poate referi? Cu toții știm că avem 40 centri comunitari de sănătate mentală care sunt create pe lângă asistența medicală primară, care oferă accesibilitate pacienților noștri. Da? Dacă tot vorbim astăzi despre prevenirea suicidului, este important să punem accent pe factorii de protecție. Asta ne va ajuta să depășim momentele dificile în care ne pomenim în unele situații. Da? Dacă vorbim de factorii de protecție, vorbim de resurse, puncte forte și abilități. Da? Și le vedeți aici listate. Oportunități de asigurare cu mijloacelor de trai, participare socială pe maxim posibil, da? Acces sporit la resurse, inclusiv la servicii de sănătate și suport. Creștem acea rețea de suport. În rețeaua de suport avem prietenii, familia, biserica. Da? O altă problemă cu care unii specialiști se confruntă, mai ales colegii noștri, exemplu, în asistența medicală primară, când identifică o persoană, spune, eu vreau să mor, au frica de a întreba. Că dacă cumva am să întreb, am să-l provoc să facă aceasta. De fapt, am să închei prezentarea, la final de prezentare am niște mituri, este parte din mit, este un mit. Trebuie să știm cum să întrebăm corect această persoană, cum să-i adresăm, da? Și putem spune că o persoană, ca exemplu, o persoană care s-a aflat la fel în situații atât de dificile cum vă aflați dumneavoastră, s-a gândit că cea mai bună soluție pentru el este să moară, da? Dumneavoastră, cum vedeți? Și vedem ce ne spune pacientul, explorăm cât de mult, da? Cât de multe ori persoana cu ideație suicidară este ambivalentă, da? Lupta, să mor sau să trăiesc, să mor sau să trăiesc. Și de multe ori ei vor să spună, nu știu cui să spună, de multe ori ei spun, dar noi nu avem suficiente cunoștințe ca să identificăm acele semne de alarmă. Așa. Dacă vorbim de managementul unui caz de comportament suicidar, da, pentru orice persoană implicată în asistarea cazului, este întotdeauna o provocare. Da? Fie că ești specialist în sănătate mentală, da,
fie că ești profesor, da? Fie că ești în altă instituție medicală, da? Intelectuală, da? Și vreau să vă spun că nu este un diagnostic, este doar un tip de comportament. Da? Și totodată emoțională, simțul responsabilității crescut, pierderea controlului asupra situației, necesitatea creativității și implicării emoționale. Aici avem modelul ceasului, de fapt este managementul clinic al unei persoane cu risc de suicid și sunt toți pașii listați care trebuie să îi parcurgem. Desigur, motivele pentru referire. În momentul în care noi am identificat o persoană cu ideație suicidară, da? Ea trebuie referită către specialiști. Nu mai vorbim de tentativele de suicid. Tentativele de suicid fiind o urgență majoră pentru spitalizare. Da? Și vedeți ce facem. Aflăm informațiile de context. Da? Identificăm simptomele care sunt prezente. Evaluăm riscul, nivelul de funcționare a acestei persoane. Evaluăm comorbiditățile somatice sau psihice, dacă sunt. Factorii de stres, da, care fie sunt prezenți acum, fie au fost cu impact în trecut, tratamentele care le primește persoana. Încercăm să identificăm punctele forte a persoanei care se află în dificultate. Sumarizăm riscurile, da, și posibile obstacole. Și, de fapt, dacă noi vom aplica acest model, ne va reuși în gestionarea unei persoane cu un comportament suicidar. Suportul emoțional este foarte important, atât persoanei care se află în dificultate, cât și rudelor, da? Dar aici mai mult accentele se pun pe persoană, pe pacient. Ascultarea activă, da? Și cum beneficiarul, da, înțelege că noi suntem, empatizăm și îl ascultăm. Treci printr-o perioadă dificilă, sunt aici să te ajut. Da? Fie explorarea sentimentelor. Cum putem? Foarte simplu. Cum te simți azi? Da? Sau, de exemplu, focusarea pe puncte forte. Cum ai depășit anterior probleme similare? Probabil, cu siguranță, ai avut în viață momente dificile și cumva la acel moment le-ai depășit. Ce te-a ajutat? Și, de fapt, identificăm resursele pentru această persoană. Inspirăm speranță pentru recuperare, da, că există ajutor, orice problemă poate fi rezolvată. Asistența în rezolvarea problemelor, da, ca să le putem rezolva, trebuie să identificăm problemele în mijlocul cu care se confruntă persoana și să elaborăm un plan concret de acțiuni în situația care se află el aici și acum. Suportul psihosocial, cine îl poate oferi? Și vedeți, prieteni, rude, vecini, toți membrii comunității, da, acces limitat la mijloace, cum o putem face prin înlăturarea mijloacelor de autovătămare din vecinătatea persoanei și opțiunile pentru suport social. E nevoie de suport legal, de exemplu, atunci când sunt femei în victime ale violenței domestice, e nevoie de suport financiar sau de suport pentru a se angaja în câmpul muncii, da? Sau poate fi nevoie de suport pentru reprezentația sistemului de învățământ în cazul copiilor și adolescenților care sunt cu comportament suicidar. Nu orice suicid este datorat patologiilor de sănătate mentală, pentru că cumva se creează și mitul că doar o persoană care suferă de schizofrenie sau depresie o va face. Nu, sunt și multe alte contexte, da, sau alte patologii care pacientul poate recurge la acest comportament. Dacă vorbim de problemele de sănătate mentală, cei cu schizofrenie, tulburare afectivă bipolară, depresie sau tulburarea borderline, desigur și persoanele cu dependențe, sunt mai frecvent asociate cu comportamentul autolitic. Ce putem face pentru acest grup de persoane, consiliere psihologică, psihoterapie și supraveghere? Nu vreau să mă opresc la tratamentul farmacologic, da? Pentru că farmacologic deja se va ocupa nemijlocit specialistul. Dar noi, ca membri a comunității, putem face să oferim, da, o consiliere. De multe ori putem oferi timp și spațiu omului să se ventileze emoțional, să-i spună ce-l doare, da? Și putem să, pur și simplu să fim disponibili să-l ascultăm. Riscul de suicidal în rândul tulburărilor mentale, da, vedeți în prima rubrică tulburările psihice care sunt listate și riscul suicidal de cât ori este mai mare decât populația generală. Uitați-vă că pentru pacienți care suferă de schizofrenie de 8,5 ori, tulburare afectivă bipolară 15 ori, tulburare depresivă majoră 20 de ori, tulburările de personalitate 7 ori, epilepsia 5 ori și tulburările de alimentație de 23 de ori.
Acesta este un protocol cu privire la prevenirea suicidului, care îl găsiți pe site-ul OMS-ului, încă în 2018 a fost creat și, de fapt, acest protocol ne aduce suficiente convingeri că suicidul este posibil de prevenit. Cum îl putem preveni? Prin 4 abordări strategice și prin 4 intervenții cheie. Când vorbim de abordările strategice, leadership-ul, intervenția, viziunea și evaluarea, când vorbim de intervențiile cheie, mai puține mijloace, interacțiunea cu mass media, implicarea tinerilor și identificarea timpurie a simptomelor. Mai puține mijloace. Desigur, prin reglementarea, da, cu limitarea acceselor la pesticide, la arme de foc. Și cu toții cunoaștem că la noi în țară, cei care dețin o armă de foc, obligatoriu, trebuie să aibă un safeu, da, care trebuie să fie fixat, de perete, da, toate normele să fie respectate. Dacă vorbim de spații, da, poduri sau blocuri de pe care mai deseori persoanele comit tentative de suicid sau suicid săvârșit, ce putem face? Pune bariere, închidem accesul, da, la acele locuri. Interacțiunea cu mass media, desigur, profesioniștii din mass media trebuie să fie instruiți pentru a raporta cazurile de suicid. Regretabil este faptul că la momentul actual, încă dacă o persoană recurge la acest gest, titlul de știre sună, s-a sinucis. De multe ori în titlu găsim și modalitatea cum s-a sinucis. Un copil de 15 ani s-a spânzurat. Da? De fapt, nu este corect din punct de vedere deontologic, da? Și ei trebuie să respecte un anumit protocol. Implicarea tinerilor, de fapt, când vorbim de implicarea tinerilor, sunt acele intervenții în școli, pentru a dezvolta abilitățile de adaptare și rezolvarea problemelor. Adolescenții trebuie să fie învățați, da? Dar de multe ori acum avem adolescenți care fie sunt lăsați singuri cumva să se descurce sau sunt adolescenți care sunt hiperprotectivi din partea părinților, da? Le creează acel mediu roz, da? Plin de siguranță, da? Care nu are cumva, nu reflectă realitatea în care ei vor merge și pentru ei este destul de dificil să adapteze la în afara bullying în care sunt crescuți. Da? Identificarea timpurie, vorbim de acel personal medical instruit în evaluarea și gestionarea comportamentelor suicidare. Și am să finisez cu câteva mituri despre suicid. Ele sunt foarte multe. Aici am pus chiar și screenshot la o carte unde putem găsi foarte multe mituri care sunt combătute cu privire la suicid. Primul, unul din mituri, majoritatea sinuciderilor se întâmplă fără vreun avertisment. Da? De fapt, care este adevărul în spatele acestui mit? Majoritatea sinuciderilor au fost precedate de semne de avertizare, fie verbale, fie comportamentale, dar nu au fost identificate. O persoană cu comportament suicidar este hotărâtă să omoară. Și acesta este un mit. De fapt, adevărul este că persoanele cu comportament suicidar sunt adesea ambivalente în ceea ce privește a trăi și a muri. Și dacă noi putem să identificăm, intervenim și cu siguranță salvăm o viață. Numai persoanele cu tulburări mentale au un comportament suicidar. Da, comportamentul suicidar indică o nefericire profundă, dar nu neapărat o tulburare mentală. Da? Multe persoane care trăiesc cu tulburări mentale nu sunt afectate de un comportament suicidar și nu toți cei care își pun capăt vieții au o tulburare mentală. A vorbi despre suicid este o idee proastă și acest lucru poate fi interpretat ca o încurajare. Da? De fapt, este mitul care l-am combătut un pic mai interior. Așa, dacă îi spui unei persoane care vrea să se sinucidă, să se înveselească, acest lucru va fi de ajutor. Da? De fapt, este un mit. Gândurile și acțiunile suicidale sunt provocate de multă durere mentală, emoțională și sau fizică și deși sprijinul și compasiunea pot contribui la îmbunătățirea stării persoane, din nefericire nu sunt suficiente pentru a rezolva toate problemele. Da? Nu este vorba doar despre a înveseli, da? Este vorba de confruntarea chinului care îi determină să considere de fapt moartea singura opțiune viabilă în situația în care se află. Și aici, ultimul slide, aveți pagina de titlu a protocolului care îl găsiți pe Organizația Mondială a Sănătății, unde este foarte detaliat protocolul, monitorizarea, ce se face la fiecare etapă, da? Live life. Și am să finisez cu deschiderea și sinceritatea între victime și persoanele apropiate pot face diferența între viață și moarte.
Dacă sunt careva întrebări, să-l invit pe colegul meu, Grigore, aici. Poate au apărut careva întrebări cu referire la informația care am încercat să o aducem cât mai succint. Este foarte dificil și este o mare provocare să dai în jumătate de oră. Tot este important, tot este important, da? Și nu știi cum o să fii. Am încercat să acoperi minimul necesar, minimul de informație pentru dumneavoastră. Da, domnule. Bună ziua! Eu chiar vreau să vă mulțumesc, cu deosebită plăcere am ascultat și cu mare responsabilitate ce ține de suicid la ora actuală. Am o întrebare la dumneavoastră, la ambii. Ați consultat pacienți cu tentative de suicid, fiindcă suicidul totuși este un act terminat, da? Ce metode ați aplicat? Care, din punctul dumneavoastră de vedere, din practica dumneavoastră, au fost cele mai eficiente și ce rezultate benefice ați recomanda în afară prezentării la ora actuală? Am să încerc să vă răspund. Perioada 2011-2017, când am fost medic-psihiatru în secția psihoze acută femei, am consultat, am avut pacienți internați cu tentative de suicid. Cel mai deseori în spatele comportamentului era o depresie severă, cel mai deseori. Da? Și clar că dacă pacientul a fost spitalizat, prima abordare a fost medicamentoasă, după care am recomandat intervențiile psihoterapeutice. Dar cu părere de rău, la majoritatea pacienților un climat acasă nefavorabil, cu foarte multă violență și le explicam cât de mult noi n-am face. Dacă nu încercați să schimbați ceva acasă, rezultatele vor fi minime. Am avut pacienți care au comis tentative de suicid sub influența fenomenilor halucinatorii, care în momentul când mergea în remisiune, întrebam de ce ai făcut-o, Maria, și am spunea, atât de tare mă chinuiau vocile, încât și îmi spuneau să mă arunc. Am făcut-o crezând că am să scap de ele. În cadrul acestei pacienți, ce am făcut? I-am explicat cât este de importantă medicația, continuitatea, ca să nu reapară, da? Ca să o mențină în remisiune. Și tot timpul le spuneam așa la pacienți. Cu cât mai des o să dați bună ziua medicului psihiatru din centru comunitar, cu atât mai rar o să ne revedem în secție. Am și eu experiență un pic în domeniul ăsta. Un pic pozitivă și un pic nu prea. Cum zici, rostovat, nu budem a grusnă, a spun de ce de bine. Ce a ajutat? Dacă țin minte anterior, eu ziceam de un mediu ostil, deci un mediu care, în care este greu să supraviețuiești. Chiar dacă ai fi sănătos, tu, psihic inclusiv. Deci este vorba de un caz în care mama era foarte prezentă. Deci o mamă care îi dorea binele copilului său. Ei, nu era copil, era peste 20 de ani deja. De mult nu era copil, avea și lucrul său, avea și spațiul său, dar funcționa în așa fel încât nu putea să treacă o zi măcar să nu contacteze cu mama asta. O mamă, cum se zice, narcisică, care nu vedea necesitățile celuilalt. Ea vedea doar planul ei, ce trebuie să se întâmple în viața copilului său. Și ce a ajutat este ca subiectul, deci clientul, să înțeleagă cât poate oferi pentru acest contact, cât timp și sub ce formă. Deci eu, da, este mama mea, eu nu pot să o exclud cu totul. Nu pot, că e mama mea. Deci eu îi ofer, să zicem, o dată în zi, un sunet care durează fix atâta timp cât aud prima agresiune către mine. Gen că ești prost, că nu te-ai priceput, că nu știu ce. Și el găsise formularea acum. Genul, îmi pare rău, mă sună cineva și am închis. Deci, țineți minte celula și limitele. Dacă știi ce îți face rău și te ferești, te protejează. Mai am un caz, apropo, tot cu familii dintr-o parte foarte funcționale. Foarte funcționale. Gen, unul pentru altul, ca de parcă nu era niciun, deci parcă era o singură persoană.
Deci toți trăiau unul pentru celălalt. Unii cred poate că asta e un ideal. Dar pacientul deja era adult de mult. Și oricum trăia împreună. Era? Deci trăia împreună cu părinții. Bugetul care îl câștiga ducea părinților. Fiind adult, 20 și ani. Ideea, deci în momentul în care s-a separat, a reușit să vadă încă niște chestii care nu pot să le spun, i-a fost mult mai simplu, da? Să funcționeze, să se bucure de viață, să nu mai aibă gândurile și așa mai departe. Deci izolarea sau construcția barierelor chiar în cadrul familiei nu este un lucru rău. Întrebarea e când, cum, cât. Da? Întrebarea e în regulă. Da? Deci care sunt regulile de comunicare? Ce îți permit și ce nu îți permit? Chiar dacă ești mama și tata mea. Da? Este foarte des că mediul ostil este de fapt mediul familial. Da, cred că în cazurile psihoticilor e, da, mai tot timpul. Deci cu cât mai adult vine subiectul, cu cât mai repede, să spunem, că nu pot să spun repede, că e încet. Da? Deci în momentul în care te naști, că fie la 20, fie la 30, fie la 40 de ani, dar te naști și afli cine ești, e mult mai ușor să scapi de gânduri de suicid, problemele care le vezi ca posibil de rezolvat, etc., etc., etc. Da, domn Corciuc? Vreau să vă mulțumesc și să vă felicit că v-ați isprăvit de minune cu această sarcină deloc ușoară și vreau doar să concretizez, dacă am înțeles eu corect, unele dintre momentele care le-ați elucidat ambii în aceste discursuri deosebit de profunde, după mine. Am înțeles eu corect că nu orice stare de tristețe, mâhnire, disperare, frustrare poate fi considerată depresie? Și ca criteriu de timp ar fi undeva o limită de aproximativ sau minimum 2 săptămâni, zilnic, în fiecare zi, și atunci... Știți, în clasificarea asta americană, mai că la toate tulburările este așa un punctuleț care mie îmi place. El zice ceva de genul. Dacă subiectul... Nu, el zice invers, dar eu traduc, da? Fac invers. Dacă subiectul funcționează, face față lucrului, face față vieții de familie, sociale, etc., etc., treabă n-ai. Cam așa este. Așa eu traduc studenților cel puțin. Adică chiar dacă apar tristețe, este motivată. Deci există un factor. Criteriul de durată nu este suficient. Deci sunt mai multe criterii, nu doar, da? Tristețea timp de 2 săptămâni. Deci pentru o depresie trebuie să întrunești mai mult decât doar tristețe și anhedonie. Deci să înțeleg eu că trebuie să influențeze minimum 2 săptămâni, să aibă impact negativ asupra funcționării, relaționării, competenței profesionale, etc., etc., chiar dacă și este explicabil, că este motivat, nimeni, din câte mi-aduc aminte eu, de ce concretizez, că eu sunt de formare mai veche și era un gen de depresii la care noi le spuneam depresii reactive sau motivate, de realitatea dură cu care se confruntă subiectul uman, la care nu poate face față, dar... Poate face față. Dacă se duce la lucru, el suferă. Da? Și suferința este clară. Deci face față. Deci el se isprăvește cu activitățile sale, da? Chiar neavând interese, fiind trist, lipsându-i capacitatea de a se bucura, de a primi plăcere. Deci, bine, mai discutăm mai ulterior, după. Și al doilea moment care vreau să-l concretizez cu doamna asistent Bologan, dacă am înțeles eu corect, că suicidul nu este un diagnostic. Suicidul este un comportament. Suicidul poate apărea
nu doar în cadrul unei boli mentale, da, miturile, da, de asta și-am pus combaterea miturilor. Și noi suntem pentru promovarea și să combatem miturile, ca oamenii să fie deschiși, să se adreseze după ajutor. În principiu, dacă vom dori să medicalizăm fenomenul suicidar, vom reuși. Pentru că vom găsi în clasificarea internațională a maladiilor și revizia, zice, și 11, și în DSM, acest, să zicem așa, diagnostic. Nu promovăm ideea că suicidul e boală, pentru că soluționarea acestei întrebări nu ține curat de medicină. Deci dacă ce exemplu care îl dădeam eu cu spațiul nociv. Hai, acolo era depresie, tot așa îi dă voie mai departe omul ăsta să funcționeze în așa un mediu, ajunge să vrei să moară. Câte pastile n-ar da medicul, el nu dă zile. Deci ajută omul. Da? Человеку нужен человек. Și faptul că am spune acum de la tribună, da, e boală, dar noi am găsit în DSM-5 acolo comportamentul suicidar ca boală, etc., nu schimbă chiar tare multe. Statistica pe acest diagnostic, nu prea am văzut-o încă, da? Eu, un inginer atac de ICD-10, că categoriile sunt, dar n-am văzut niciodată în viață să fie utilizate. Cifrurile nu sunt utilizate, ele sunt specificate, nu sunt utilizate. Posibil, unul din momente este momentul legal, pentru că ideea de auto-vătămare și că vrei să mori, etc., are un iz și legal, și religios, și de-aia medicii nu prea dau cu diagnozele genul ăsta. Ocolesc. Deci nu putem să răspundem univoc la întrebarea asta până când. De ce mi-am dat întrebarea? Am văzut un tabel foarte ilustrativ în prezentarea doamnei dr. Bologan, în care era corelarea diferitor tulburări psihice cu fenomenul suicidului. Eu am înțeles că nu e atât vorba de un diagnostic, pentru că diagnosticul e schizofrenie, cât de un fenomen asociat cu un diagnostic oarecare. Și de ce mi-am dat întrebarea? Pentru că dacă era scris schizofrenie și nu era 8,5 ori mai frecvent decât în populația generală, după cât citesc eu un slide, dar era 100% corelare, atunci da, era să admitem echivalență între diagnostic și fenomen. Sau tulburare bipolară sau alte tulburări. Și următorul moment care mi-a trezit interes este cel care ține de managementul suicidului. Dacă am înțeles eu corect, acest fenomen nu se limitează doar la noțiunea de ceea ce am fi noi obișnuit să numim boală, unul la mână, și nu este doar ceva determinat din câte mi-aduc aminte prezentarea, o să încerc să vă citez acel slide frumos cu multe căsuțe, cu factori diferiți și ați spus că nu întotdeauna vulnerabilitatea biologică sau ar însemna o transmisie genetică a fenomenului. Că dacă a făcut mama, o să facă și fiica sau fiul. Sau dacă au făcut ambii, o să facă la fel și copiii. Și îmi dau întrebarea, oare acest fenomen, ținând cont de management și de acele intervenții, chiar și de la Organizația Mondială a Sănătății, pe care le-am citit atent în slide, că la fenomenul ăsta contribuie întreaga societate, care presează subiectul sub diferite forme, mai ales acele relații de codependență, din câte am sesizat eu, când e asfixiată persoană cu dragostea, cu grija exagerată, cu protecția exagerată, încât el nu poate respira de unul singur și nu poate lua decizii singur
și în așa o manieră, fiind în permanență frustrat, pentru că atunci când îi dictez cum să trăiască, cum să gândească, cum să respire, el nu poate să ia decizii de sine stătător și se percepe incapabil, neputincios, totalmente. Și asta e un moment frustrant care poate să conducă la fenomenul sinuciderii. Și dacă am sesizat eu corect, pare mi se era în alt slide, era vorba despre, iată, suportul ăsta și celălalt slide cu suportul emoțional, suportul social, bine ați elucidat, deci am înțeles eu corect, că trebuie să se implice nu doar medicii, că nu e o problemă medicală, ci toată societatea să contribuie la fenomenul de prevenire, atât a depresiei despre care a vorbit domnul Garaz, cât și a suicidului despre care a vorbit doamna Bologan. Deci ele necesită a fi percepute ca nu probleme medicale, în pofida faptului că le discutăm într-un simpozion medical astăzi, dar sunt probleme cu rezonanță biopsihosocială, geopolitică, socioculturală, antropologică, etc., etc. Adică are mai multe aspecte. Corect am înțeles eu? Vă mulțumesc! Eu tot vreau să vă mulțumesc pentru prezentare scurtă, dar foarte informativă. Deci, eu, în contextul celor ce au spus domnul doctor Coșciuc, vreau să zic că eu tot timpul la niște ședințe cu privire la fenomenul de suicid sau de sănătate mentală, spun că medicii, de fapt, au de-a facere cu consecințele, da? Factorilor sau situațiilor care au adus la tentativa de suicid, la suicid, la dezvoltarea unei patologii, da, la individ. De aceea, în programul nou de sănătate mentală, program național de sănătate mentală, s-a pus accentul nu atât pe acțiunile medicale, da, pentru a asigura bunăstarea și sănătatea mentală a populației, dar pe sănătatea mentală la locul de muncă, în domeniile de educație, în penitenciare, în alte, în comunitate, da? Fiindcă de ce se percepe că este o problemă pur medicală, da? Și depresia, anxietatea, suicidul. Fiindcă problema aceasta este ridicată de Organizația Mondială a Sănătății, da? Dar asta nu înseamnă că responsabilitatea totalmente este pe cadrele medicale, da? Organizația Mondială a Sănătății ridică problema care este pusă în fața guvernelor pentru a face niște acțiuni complexe, da? Sau interacțiuni între mai multe domenii și sectoare, da? A unei țări. De aceea avem și instruirile care le-am început în iunie-iulie, deci Ministerul Sănătății împreună cu proiectul Mensana face instruiri pentru mai mulți specialiști din diferite domenii axate pe specialiști anume din comunități, da? Din raioane, din comunități mai mici, ca ceasul cealaltă care au arătat doamna Bologan de management a suicidului să lucreze cu atragerea a mai multor actori comunitari, da? Educația, sectorul social, poliția, preotul de la biserică, medicii de diferite specialități, nu numai medicul psihiatru sau specialiștii din centrele comunitare de sănătate mentală, când ne se spune că este a vostru. El nu e a nostru, el e a nostru, da? La toți, a societății. Deci, totalmente sunt de acord cu ceea ce a spus și dumneavoastră, că
dacă se dorește, da, să combatem acest fenomen sau să micșorăm riscul de dezvoltare, este nevoie de conlucrare. Și pe lângă aceasta aș vrea să împărtășesc și experiența mea de 20 de ani din expertiză psihiatrico-legală, când am avut mai multe dosare post-mortem, da, pe cazurile de suicid. Din păcate, majoritatea erau persoane tinere și majoritatea de gen masculin, de aceea acum avem o perioadă când vorbim despre sănătatea mentală a bărbaților. Fără de asta am vrut să spun, da. Deci, dacă n-am căutat și noi orice semn, da, sau orice element care s-ar putea, da, când era în viață, că se putea de ajutat, am avut pe timpul meu, erau psihologi în serviciul de expertiză psihiatrică legală foarte, adică profesioniști care au găsit și testele post-mortem cum se face, da, o evaluare. Din păcate, erau cazuri când noi n-am putut să înțelegem de ce persoana a mers la acest pas. Dar sunt date în literatură când pasul acesta este unul impulsiv, da? Deci, posibil că pe un background, da, de o personalitate imatură, da, sau de felul ei impulsivă, orice eșec sau stres putea să aducă la așa un final nefavorabil. Deci eu vă mulțumesc încă o dată, vă doresc succes nou la toți și poate o să putem, da, cu toții să convingem societatea că de fapt sunt noi a noștri, dar ar tuturor. Mersi mult! Și vreau să vă spun că mâine este ultima zi cu o topică la fel de importantă, da? Arderea profesională și sănătatea mentală la locul de muncă. Da? Și vă invit pe cei care puteți, sunteți disponibili, să veniți, să ascultați, da? Și să luați acele recomandări ca să fim bine la locul de muncă și să facem față provocărilor într-un ritm de viață foarte alert pe care toți acum îl trăim. Thank you.